Salutare! Astăzi vom face o tură prin Sărata Monteoro din județul Buzău. Tura are în jur de 70 de kilometri cu diferență de nivel 1600 de metri. Haideți să vedem cum iese. Tovarășul de drum de astăzi este domnul Jean, cel mai mare biciclist din Tunari. Și acum prima escapadă, sport extrem pe un podeț de pe timpul lui Ceaușescu. Am supraviețuit. Acum o urcare. Cât are Jean? Asta are vreo 18-20%. Cam așa, cam așa. Să vadă și colegul nostru Bogdan. Și se aude motorul de la... Da, se aude de la Jean. Și o grămadă de văcuțe. Ce faci, mă, văcuță, mă? Ha? Ia zi. Siguranță panta asta stare de 20%. De-abia stai pe bicicletă. Domnul Jean e super în formă azi. O, uitați-l, domnule. Glonț. Foarte nisipos drumul pe aici. Multe pietroaie. Am făcut deja 5 km din traseu. Se pare că se urcă în continuu. De câte zicea Jean, vor fi 3 porțiuni în care coborâm și urcăm. Deci altitudinea cea mai mare pe total nu e foarte mare. Doar că e urcușuri și coborâșuri. După urcare de 6 km să ne bucurăm puțin și de coborâre de domnul Jean. Uite, o potecă în dreapta, pe pădure. Tot am tăiat mai în față. O coborâre care doar atât a ținut. Încet, încet, se transformă într-o urcare. Acum din nou o porțiune de coborâre. E puțin cam dificil să cobor pe pietrele astea, că sunt rost de invidia. Lucrurile sunt și un fel de șanturi, așa. Probabil datorită apei. Scopul suspension pe aici. Nu-ți dai clar să le vin singură. Mamă, numai șanturi, șanturi peste tot. Gata, nu mai e deloc pietriș. Se pare că nu se poate înainta. Aici e baltă peste tot drumul. În dreapta copaci, în stânga mure. Da, se pare că trebuie să ne întoarcem. Hai că până la urmă ne-am întors și o luăm pe drumul pe unde ar trebui să coborâm. Și o să facem o altă buclă pe aici. Da, măcar e drum de pădure ăsta. Drum de pământ. Sper doar să nu mai întâlnim bărți pe traseu care să ne împiedice să înaintăm. A luat-o, ia pune frână ca lumea. S-a opresc aici, s-au ține aici să mă ocurez de noroi. Au sărit vreo 3 bucăți ca lumea de tot. Aia să le dau jos că sunt proaspete. Roțile s-au încărcat puțin pe o parte, dar
care e corsă soară, când e chiar așa mult. Mamă, ce-i pe aici? Putem fi pe aici la pește? Da. La mără, la broac. Un iaz frumos aici. Pe urmă se pare că mai trebuie ceva. Super tare pe aici. Aici se vede uscat. O să mă uit așa mai înainte. Nu prea am avut ocazia să cobor pe trasee așa de duroase prin pădure. De multe ori când merg pe la munte, sunt trasee de munte, n-am mult mai accidentate, nu se compară cu ăsta. Sunt drumul pe aici care e super tare. Cred că e și un avatar să și urci, să și cobori. Așa cum am făcut data trecută la... pe traseul de la 7 scări, am urcat în continuu și apoi imediat am coborât. Așa pare în traseul e mult mai echilibrat. Chiar nici stipendie de om nu veți. Da, nefiind o zonă turistică, e pur și simplu singur din pădure. Era ca o rampă acolo. Trebuie să faci o săritură ca lumea. Tocmai ce am ajuns la marginea pădurii. Să vedem cum e pe aici. Ar fi și un sat în dreapta. Ne vedem niște case pe aici. Deci ajungem pe câmp acum. Bine că-i coborâ de măcar. Se pare că suntem pe traseu. Avem din o parte de coborâre aici. Cum aici am ieșit din sat. Intrăm printr-un tunel natural. Super frumos pe aici, cel mai mult îmi place că e liber. Tot puțin de la traseu, dar am ajuns într-o zonă super frumoasă cu viță de vie și avem și o vedere panoramică aici. Se văd câteva sate. Super tare. Drumul cred că este pe aici, prin stânga, să ajungem din nou pe traseul marcat. Și acum să pornim pe potecuța asta. Potecuța plină cu iarbă. Destul de interesant. În ceva urme par a fi tot de bicicletă. Cred că sunt localnicii care vin să costească pe aici sau să îngrijească via. În drum pe lângă vița de vie. Oh, super cobor de vie. Chiar un traseu care nu se aseamănă cu niciunul de până acum. Super interesant. Aici unde eram era podgoria unor oameni și mergeam exact paralel cu drumul nostru, care este o potecuță prin pădure.
Dar era atât de aproape încât pe telefon îți dai seama că ziceai tu că e pe traseu. Și gata, acum a revenit pe traseu. Hai, pe aici avem și umbră. E super ok. Bine, a fost ca lumea că am făcut și eu o poză acolo la Bița de Vie. Trebuie avut grijă la mărecinturi. Frână! Gata, am trecut de obstacol, am luat-o pe margine, prin stânga. Pare a fi mașină în față. Sau nu, nu, mi s-a părut de la verdeață. M-am lecuit de prima dată când a sărit noroiul ăla pe mine. Aaaa, ce e aici? Trec pe bine. Putem să ne uităm acum. Și imediat ne uităm aici. Mai bine. Super sălbatică zona. Da. E posibil să fi fost... Să vezi și o să ne mănânce pielea după tura. Că ne-am frecat de toate crengile posibile. Aoleo! S-a terminat drumul, ești nebun la cap. Stai pe partea asta. Hai că am pierdut o jumătate de oră iură pe aici, că am greșit traseul și am luat înainte. Părea că e drum. Dar de unde? A, deci am deviat aiure. Acum o coborâre foarte abruptă. Ține-o încet. Bă, și cum am trecut pe lângă ea, bă, băiat. Lasă că o iau pe aici așa. Este de dificil traseul, e foarte ușor să te rotești. În sfârșit, o urmă de civilizație. Am mers în toate hârtoapele până acum. Sper să nu mai abatem iar. Uite, prin dreapta, pe aici era drumul. Hai că suntem pe traseu acum, gata. Pana? Aproape. Am făcut pana cu vetru. Mai las-o, că mai are. Ce-am făcut pana, încercăm să scoatem anvelopa, fiind de tuberes, rămâne foarte mult apropiată de jantă, se scoate greu. Vezi, o le tuberes. Am reușit să scoatem camera cu chiul cu voi și încercăm acum să găsim spinul din roată. Am găsit unde e gaura în cameră, dar nu am găsit niciun spin tare ciudat. Aici așa. Zor cu mini pompa asta. S-o umfle cauciuc de 2.6. S-a încins ca toate alea pompa asta. Deci trebuie făcute neapărat roțile astea tuberes. Da.
Am făcut pana să revenim la traseu. Cred că am pierdut mai mult de jumătate de oră aici. Bine măcar că am prins umbră. Peste tot numai cății de ăștia mici, care sunt destul de agresivi. Asta timp că nu se varnă nicio problemă. Și acum a doua pană la roata de pe față, la numai un kilometru după ce am plecat de aici, de unde o reparasem. Să montăm roata. Pană față-spate azi. Tubele-s gata. De săptămâna viitoare. Din nou, sper să nu mai facem pană. Altă jumătate de oră pierdută aici. Hai că până acum am venit să se prezintă bine. O să căutăm să ne întoarcem puțin în sărata ca să luăm treabă. Bravo, Joane, e super tare! A reușit! Ce e, mă, fraților? Păi e super dificilă tura asta. Știi că pe aici e concurs, azi. Păi e rupe cu ăștia. Mai ales dacă dai niște ploaie. Bă, n-ai ce să fac aici, dacă e concurs și ploaie. Băi, te ești. Păi da, și arăta că e tura asta are 1600 de metri diferență de nivel. Urc și cobor în prostie și urcări, nu joc. Deci am rămas am unde fără apă și ar fi bine să ne realimentăm. Păi e același lucru, doar cu colimbălțile. Se lasă așteptată cu coborâre. Încă urcăm. Cât, nu știu, n-ar trebui prea mult. Pentru că deja traseul duce către drumul principal. Și ar trebui să ne întoarcem spre Sărata. Hai că ne abatem puțin de la traseu să ieșim pe drum. Că deja traseul continuă tot prin pădure. Trebuie să ajungem să cumpărăm niște apă măcar. Și se vede asfaltul. Overall ne-a trebuit, overall am primit. A, uite-l cum arată. Altă viață. Să coborâm spre localitate. Salutare! Salut. E, parcă așa mai merge, nu? Simt acum toate zgârieturile alea. Ce
colegi bicicliști, făceam un popas, cred că erau pe urcare. Dar altfel nu văd motivul în a face pauză pe coborâre. Dar abia acum îmi dau seama cât am urcat. Coborâm în continuu și e chiar abrupt. Serpentine serioase pe aici. Îl avem aici pe domnul Jean. Mai e un parc aventura. Am intrat în sărata, gata. S-ar putea să ajungem deja de unde am plecat deja. Apă. Să unde facem varză. Nu înțeleg de unde vine apa asta. Pare a fi o gură de canal acolo. Mergea băiatul, vorbea la telefon, fără mâini pe ghidon, pe curbărească, o treabă. Dar nu mă așteptam să fie atât de vizitată stațiunea asta. Nici la mare n-a fost așa. Deci efectiv n-ai unde să parchezi. Dacă vrei să vii pe aici să vezi cum este, trebuie să vii dimineață, că altfel n-ai nicio șansă. Și am oprit aici, imediat la Sărata, am găsit o autoservire. Toată mâncarea asta a costat 23 de lei. Ceea ce e super ok, arată bine. Ok, mâncarea. Pentru 23 de lei am oprit la Ceres, hotel în spa, de 2 stele. Chiar super ok. Tu, Jean, ai fost mulțumit, da? Da, bună mâncare. Deci recomandăm.